Aproape toate primăriile din Valea Jiului nu și-au achitat facturile la gunoi, iar asta a adus la masa discuțiilor primarii cu reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri și cei de la Supercom, firma care a tăiat facturile. Unul dintre cei mai vehemenți a fost primarul din Lupeni, care consideră că e taxat incorrect. Nu este în primul rând posibil ca să fim taxați de două ori. În acest moment, primăria municipiului Lupeni și primăriile din Valea Jiului sunt taxate de două ori. O dată per persoană, adică pe numărul total de oameni pe care le avem, și odată pe cantitate. Nu este normal acest lucru. La rândul lor, primarii din restul localităților au răbufnit în ideea în care taxarea se face pe un număr mult prea mare de oameni, în condițiile în care închiderea ultimelor mine îi face pe tot mai mult să plece. S-a greșit în caietul de sarcini, spune Dili, ori poate s-a mizat pe cifre mai mari, estimările fiind făcute pe un maxim care nu mai poate fi acum atins. Caietul de sarcini este trecut într-adevăr că pe tonă trebuie să fie, dar fiind făcut caietul de sarcini sub un anumit aspect, mai dă o idee de interpretare că s-ar putea fie pe o temă, fie pe cealaltă temă, dar nici de cum pe ambele teme. Și eu nu pot să fiu de acord cu faptul ca să fiu facturat în primul rând de două ori pe aceeași temă, nu pot fi de acord cu faptul ca să fiu facturat pe numărul de 26.000 de locuitori în municipiul Lupeni, deoarece știm cu toții că nu mai există în orașele noastre atâția oameni. Și ceea ce este real este ceea ce avem la taxe și impozite. Acolo este numărul real al oamenilor care sunt trecuți la gunoi. Într-adevăr, poate mai există și situația în care 100-500 de oameni nu sunt trecuți din diferite motive. Dar noi lucrăm la acest capitol, trimitem echipele de control pentru a-i verifica și pentru a identifica pe acești oameni care nu s-au trecut la gunoi. Problema gestionării deșeurilor încă nu a fost rezolvată. Primarii din Valea Jiului au rezervat două zile de discuții cu reprezentanții societății Supercom și cu membrii ADI Deșeuri. Urmează să se stabilească exact cum vor proceda, pentru ca firma să înceapă efectiv colectarea selectivă. În plus, primarii din toată Valea Jiului au fost de acord că nu vor plăti taxe în funcție de numărul oamenilor din statisticile vechi, ci cer să se factureze cantitatea de deșeuri ce pleacă la deponeul ecologic de la Bârcea. Mii de oameni au rămas luni încă de dimineață fără apă la robinete din cauza topirii zăpezilor. Tone de deșeuri din păduri au ajuns în stațiile de tratare Taia și Jieț, iar alimentarea cu apă potabilă a fost efectiv întreruptă, ore în șir, până ce parametrii au putut intra în normalitate. Începând din data de 8 martie, avem mari probleme atât pe stația Taia cât și pe stația Jieț. Stația Jieț a avut peste 50 de ore de lucru cu reactiv, n-a fost oprită. În schimb, stația Taia, datorită capacităților de tratare, posibilităților de tratare, am avut-o oprită mai mult de 24 de ore. În momentul de față ea este oprită. Suntem obligați să facem restricție la nivel de oraș Petrila, la nivel de oraș Petroșan, partea de nord. Locuitorii din Petroșan au rămas fără apă timp de 10 ore și restricțiile au fost anunțate până târziu noapte, în timp ce populația din Petrila a primit ceva mai repede apă. Asta pentru că doar stația de la Jieț este una modernă, în timp ce stația de la Taia abia acum intră în programul de reabilitare. Singura sursă care, cu care putem alimenta atât partea de nord cât și Petrila este stația Jieț. Turbiditățile sunt mai ridicate pe Taia decât pe Jieț, dar să sperăm că nu apare ceva neprevăzut să oprim stația Jieț, cu toate că din experiența noastră de 4 ani stația n-a fost oprită din cauza turbidității. Stațiile au mers cu tone de reactivi, iar în fluxul tehnologic al preparării apei a fost introdusă o nouă rețetă de tratare a apei. Toate au dus la costuri suplimentare pentru cei de la APASERV. Ca și costuri nu vi le pot estima acum, dar folosim mai multă energie electrică pentru spălare filtre, folosim reactiv de coagulare, folosim instalații suplimentare care le folosim doar în momentul în care lucrăm cu reactivi. Populația, școlile, instituțiile care folosesc apa, toate au fost avertizate, iar situația se poate repeta oricând, pentru că încălzirea vremii topește zăpada și ploile antrenează tone de deșeuri ce înfundă sistemele de filtrare. Avem peste 800 de SMS-uri trimise pe străzi ca să anunțăm. S-au anunțat și telefonic punctele mai nevralgice, însemnând școli, fabrici de pâine. Noi credeam că o să depășim momentul, dar
nu am reușit. Restricțiile, unele fără precedent în acest an, au fost impuse de creșterea nivelului de depuneri din apă și până ce apa nu a fost în parametrii normali, nimeni nu a primit apă la robinet. Proprietarii de unități de cazare din Valea Jiului cer să nu fie scoasă vacanța dintre semestre în februarie. La munte nu e ca la mare, vacanța fiind mai scurtă, spun cei care organizează tabere și au investit în stațiunile de munte din Valea Jiului. Ei cer ca vacanța dintre semestrul 1 și al 2-lea să rămână la fel, pentru că, pe de-o parte, e în avantajul sănătății copiilor, dar și pentru că e nedrept de puțin timp iarna ca să ajungi la munte. Și sub genericul "nu desfințați vacanța din februarie, elevii vor să schie", au lansat un protest în munte. N-avem decât două vacanțe scurte, deci cea din decembrie și mai avem această vacanță. Deci noi avem undeva 20 de zile în care putem să zicem că suntem ajutați de vacanțe, ca elevii să poată veni să schieze la munte. Pe când cei care au investiții pe litoral au 3 luni de zile, plus 1 mai, plus alte mai spre toamnă, mai dă câte o vacanță. Și investitorii în turismul de iarnă spun că doar această vacanță îi poate aduce pe profit. Încasările pe timpul vacanței de iarnă sunt mai mari decât încasările din perioada Revelionului, pentru că este vorba de 9 zile, pentru că 7 zile efective, plus weekendul celălalt dinainte. Și vreau să vă spun că indiferent în ce loc din țară, chiar dacă este numai un teleschiu, că e în Borse, că toate stațiunile în acea perioadă sunt pline, încă din luna octombrie sunt făcute rezervările. Știau părinții ca să-și programeze concediile în așa fel să vină cu copiii. Sunt tabere în straja de la cele de nutriție până la cele în care copiii învață să schieze sau să se dea cu snowboardul, iar aceasta ar fi alternativa la jocul pe calculator și implicit o șansă la sănătatea și dezvoltarea noii generații de copii, preabsorbiți de viața virtuală. Cel mai benefic era pentru copii, pentru că numai în straja organizată au fost 1080 de copii. Tabere venite organizate în straja, cele 4 tabere care sunt tot timpul și care fiecare au avut în jur de 200. Au fost o tabără de 200 și ceva de copii din Arad, au fost din Timișoara, care au venit organizate. Pe lângă asta, gândiți-vă câți părinți au fost cu copiii și au învățat copiii să schieze cu monitorii. Deci, dacă stăm să ne gândim, numai în straja, peste 2000 de copii au învățat să schieze, ceea ce este un lucru bun. Adică vorbim pe de o parte că vrem sănătatea copiilor, vrem să-i scoatem de la calculatoare și atunci cum, dacă noi îi îngrădim să vină la munte? Dacă mai stăm să ne gândim și la un alt aspect economic, ia gândiți-vă în luna februarie ce înseamnă să nu încălzești toate școlile din România 9 zile. Anul acesta școlar, vacanța de iarnă a fost pentru prima dată din 20 decembrie până în 15 ianuarie, iar apoi încă o săptămână între semestre. Și pentru că mulți au spus că e prea mult, anul viitor structura este modificată. Elevii în anul școlar 2019-2020 nu vor mai avea vacanța dintre semestre, lucru care îi nemulțumește pe agenții din turism și investitorii din munte, care cer public sprijin în acest sens. Elevi și profesori din Ungaria, Polonia, Portugalia, Estonia și Italia sunt în aceste zile alături de elevii din Petroșani. Copiii stau în gazdă la ai noștri, în timp ce profesorii află și ei care sunt metodele de predare la școala românească. Parteneri sunt cei din școala Igheduca din Petroșani și proiectul ce poartă numele Like the Nature, Tradition, Sport, Music este un parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar. Practic, copiii vin la școală acum când cei de la noi sunt în săptămâna altfel și află astfel care este sistemul românesc de predare-învățare. Prin acest proiect, cadre didactice și elevii au diferite mobilități, merg și locuiesc în familie, în țările din proiect și învață despre tradițiile celorlalți, învață să le respecte și să le prețuiască. Profesorii speră ca activitățile derulate în cadrul proiectului să conducă la creșterea interesului pentru a face sport și a fi activ, la ideea de a proteja mediul înconjurător, de a cunoaște, a accepta și respecta tradițiile și obiceiurile altor popoare. Am văzut foarte, foarte multe lucruri frumoase, în afară de desfășurarea orelor, de tot felul de metode interactive pe care ei le folosesc. Merg mult pe dezvoltarea competențelor, pe învățarea prin proiecte, prin voluntariat și noi avem astfel de activități, dar
Am reușit să vedem și alte elemente pe care le putem aplica și la noi. Țara coordonatoare este Ungaria și profesorii de aici spun că este o oportunitate pentru toți, mai ales că orașele noastre, Petroșani și Várpalota, sunt înfrățite de un sfert de veac. Nagyon, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk Petrosényben. Ez egy hosszú tervező munkának az eredménye, hogy itt van hat ország képviselője Petrosényben. Este o muncă de câteva luni ca acest proiect să fie aici în momentul respectiv la Petroșani. Tulajdonképpen a két iskolának, az IG Dukának és a Vásárhelyi András tagiskolának a közös kezdeményezésére jött ez a projekt létre. Acest proiect de fapt este rodul colaborării a celor două școli din cele două orașe împrățite. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerjék egymás kultúráját, történelmét, zenei hagyományát, sportéletét. Most már immár negyedik alkalommal találkozunk itt, és hát nagyon örülünk annak, hogy barátságok alakultak ki mind a pedagógusok, mind pedig a gyerekek között. Dorim ca copiii noștri să cunoască istoria, sportul, cultura țărilor respective și suntem a patra oară aici și dorim ca între copii acestor țări să fie o prietenie europeană. Delegațiile care vor sta în zona municipiului Petroșani timp de o săptămână au fost primite și de primarul Tiberiu Iacobrizi, care a încercat să puncteze importanța metodelor noastre, dar și să atragă atenția asupra metodelor greoaie, care încă îngenunchează elevii de la noi. România nu mai e de mult doar un sau mă rog, o țară care să învețe de la alții. Cred că deja suntem în poziția în care putem să și exportăm din experiență și din ceea ce facem noi, cel puțin în sistemul de învățământ. Și cu siguranță acest tip de programe are și acest scop de a învăța unii de la alții și de a vedea și de a transpune în practică experiențele celorlalți. Chiar dacă nu 100%, pentru că există specificul fiecărei țări sau fiecărui sistem de învățământ, dar cu siguranță vom fi mai bogați și mai experimentați în urma acestor schimburi. Probabil că veți vedea activități mult mai apropiate de ce se întâmplă la dumneavoastră în țară. Acum sistemul de învățământ e unul bazat pe memorare mai mult decât pe activitățile practice și descoperirea și cultivarea abilităților și aptitudinilor celor mici. Copiii să meargă la școală de plăcere și nu cu teamă, că nu și-au făcut temele și sau n-au învățat pentru ziua respectivă. Cei implicați în proiect vor face demonstrații sportive, vor organiza un bal al bobocilor, vor vizita cetatea din Deva și castelul Corvinilor, iar elevii și profesorii din aceste țări partenere vor avea de învățat unii de la alții despre prioritățile învățământului. Un bărbat de 62 de ani din Călan a ajuns la spitalul de urgență din Petroșani cu răni grave, după ce a fost pulberat de o mașină a cărui șofer a adormit la volan. Accidentul s-a petrecut marți dimineață pe DN66, la ieșirea din Petroșani, șoferul intenționând să meargă spre Petrila. Oamenii legii spun că pietonul circula pe marginea străzii și nu s-a putut feri de mașina scăpată de sub control, care a intrat într-un șanț din care a ricoșat într-un stâlp de curent de pe marginea drumului. Conducătorul autoturism în vârstă de 45 de ani din Petrila, în timp ce conducea autoturismul personal pe drumul național 66 pe direcția Petroșani-Petrila, a adormit la volan și a acroșat un pieton ce se deplasa regulamentar pe acostamentul din partea dreaptă a drumului, având în vedere direcția de mers a conducătorului auto, după care a intrat într-un stâlp. Bărbatul rănit a fost transportat la spitalul de urgență din Petroșani, unde după ce a fost supus unor investigații medicale, a rămas internat pe secția chirurgie. Șoferul din Petrila nu consumase băuturi alcoolice, pentru că rezultatul alcoolemiei a fost negativ, dar a adormit la volan. Accidentul s-a produs dimineață la ora 7:15, iar șoferul s-a ales cu dosar penal pentru vătămare din culpă. De precizat că în zonă nu există trotuar, iar pietonii circulă pe marginea carosabilului.
Datoriile uriașe acumulate de complexul energetic Hunedoara vor fi șterse dacă se reorganizează activitatea acestui colos industrial. Minele și termocentrala de la Paroșeni sunt active ce vor putea fi date în plată, spun sindicatele, care au purtat discuții cu reprezentanții Ministerului Energiei, după ce s-a vehiculat că nu ar mai fi nicio soluție de ieșire din impas. De altfel, Darius Câmpean, președintele sindicatului Muntele, îi contrazice vehement pe cei ce au făcut afirmații legate de imposibilitatea de redresare a industriei de la noi. Din păcate, cel care a vorbit din partea Ministerului Energiei, domnul Tudorache, nu este foarte conectat cu problemele complexului energetic Hunedoara, știind fiind că în cadrul Ministerului Energiei noi am discutat de foarte multe ori atunci când am avut probleme cu domnul secretar de stat Doru Vișan și cu domnul ministru Anton Anton. Guvernul avea sarcina ca până la sfârșitul lunii februarie să dea o ordonanță, o hotărâre de guvern care să permită și să creeze cadrul legal prin care anumite active al unor companii cu probleme să poate fi date în plată și să poată să apară pe harta sistemului energetic noi operatori economici. Nu s-a întâmplat chiar așa, dar sindicatele spun că țin legătura cu cei din minister și lucrurile sunt în curs de soluționare. Este însă încă o încercare de ștergere a datoriilor pe care CEH le-a acumulat. Banii nu vor mai trebui dați înapoi, pentru că, spun sindicatele, au fost calculate greșit datoriile în sine, mai ales cele legate de ajutoarele de stat. Comisia Europeană a făcut referire destul de dur la acele ajutoare de stat pe care le consideră dânsii că au fost acordate complexul energetic Hunedoara. Este foarte important de știut că aceste sume de bani au fost tratate global, că acolo, de exemplu, sunt incluse și cheltuielile pentru realizarea instalației de desulfurare la termocentrala Paroșeni, acolo este inclus și ajutorul de salvare care nouă ne-a fost acordat cu întârziere, însă toate ar apăsa pe suplimentar pe bugetul Complexului Energetic Hunedoara. Complexul Energetic Hunedoara are o situație economică dezastruoasă, după ce numai către stat datoriile ajung la aproape 825 de milioane de lei. Conform secretarului de stat în Ministerul Energiei, Iulian Tudorache, care a făcut recent declarații, pierderea curentă a CEH este de 1 miliard de lei, iar pierderea raportată de peste 3,6 miliarde de lei, în timp ce, către bugetul consolidat al statului, compania are de dat peste 1,8 miliarde de lei. Atelierele ce au aparținut cândva Liceului Industrial Petroșani, poziționate în apropierea drumului național, la ieșirea spre Hațec din Petroșani, au fost vândute. Primăria a scos clădirea, ajunsă într-un stadiu avansat de degradare la licitație și deja, potrivit primarului, a și fost eliberată autorizația de construcție. Noul proprietar intenționează să o repare și să o folosească. Am reușit să vindem clădirea de vis-a-vis de Gerom, care a fost pe vremuri ceva atelier. După aceea a fost în concesiune vreo 20 de ani la un proprietar care, mă rog, nu prea s-a îngrijit de ea, iar acum, de câteva luni de zile, a fost achiziționată în vederea, mă rog, reconstruirii și acolo va fi un depozit. Primăria din Petroșani nu este la prima încercare de a face bani din vânzarea unor imobile. Anul trecut a scos la licitație și a și vândut clădirea în care a fost casa guvernatorului Văijiului, iar pentru ea s-au bătut la licitație 3 ofertanți. A câștigat cel care a oferit 170.000 de lei. Clădirea ce a servit drept atelier școală se află într-o zonă bună a orașului și este cea care a fost licitată cel mai recent de administrația de la Petroșani. Muncitorii calificați și necalificați în munca din construcții sunt așteptați în această săptămână la bursă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara organizează joi 14 martie 2019, la cererea pieței muncii locale, bursa locurilor de muncă, special domeniul construcțiilor. Potrivit informațiilor prezentate de Nicolae Fara, director executiv al AJOFM Hunedoara, acțiunea se va desfășura în această zi în rețeaua teritorială a județului Hunedoara, respectiv în localitățile Deva, Hunedoara,
Hunedoara, Petroșani, Orăștie, Hațec și Brad, între orele 9 și 13 și este dedicată în special constructorilor, dar este deschisă pentru participare și altor domenii de activitate. Agenții economici din județ pot depune oferte de locuri de muncă vacante până în data de 14 martie 2019. Hunedoara este unul dintre județele cu cei mai mulți șomeri și asta din cauza celor din minerit, care s-au disponibilizat la finele anului trecut și care nu îndeplinesc condițiile de pensionare. Nu s-a aprobat bugetul și nici nu s-au alocat într-una dintre ședințele guvernului de după Crăciun bani pentru Aninoasa, așa încât acum edilii mizează pe o altă soluție. Este vorba despre preluarea acestor construcții de către Compania Națională de Investiții, care pe viitor ar putea chiar să le și întrețină. Este ultima speranță pe care cei din Aninoasa o mai au, înainte ca un nou dezastru să-i scoată și pe alți localnici din coloniile fragile și foarte vechi, care necesită consolidarea de urgență. Domnul primar este la București pentru a depune documentația la Compania Națională de Investiții pentru cele 18 blocuri, locuințe muncitorești care au fost afectate de zăpada din iarna care a trecut. Sperăm să fie acceptate cât mai multe pentru a scăpa de o mare problemă. Ele vor fi date în administrare la Compania Națională de Investiții. În funcție de ce bani va considera că se poate aloca, ele vor fi reabilitate, după care vor fi predate înapoi orașului Aninoasa. Aninoasa are nevoie urgentă de aproximativ 56 de milioane de lei pentru toate cele 30 de colonii din oraș, însă primarul spune că s-ar mulțumi și cu 32 de milioane de lei pentru cele care sunt în pericol. Banii nu au fost alocați, iar în tot acest timp s-a intervenit doar la două construcții, care efectiv s-au prăbușit, una la finele anului trecut, în perioada sărbătorilor, și un alt acoperiș în luna ianuarie. Femeia care a născut copilul ce a fost găsit mort într-o parcare din centrul municipiului Petroșani în 5 februarie este de negăsit. Toate cercetările procurorilor, verificările din spitale și la medicii din zonă nu au putut să-i conducă spre o pistă pe care să meargă pentru a identifica femeia. De altfel, procurorii care anchetează cazul nu exclud posibilitatea ca femeia să fi trecut doar în tranzit prin Petroșani, mai ales că, potrivit legiștilor, copilul era mort de ceva timp. Până la momentul de față, deși au fost efectuate acte de cercetare, nu s-a reușit identificarea mamei fătului. Ce riscă femeia? O pedeapsă de la 3 la 10 ani, dacă se constată că s-a născut viu și ca urmare a procedurilor la care a fost supus sau produs vătămări corporale. Totuși, legiștii a spus că acest copil s-a născut mort. Da, din date pe care le deținem și noi, așa este. Trupul fără viață al unui copil a fost văzut în dimineața de 5 februarie 2019 în zăpada din apropierea unei parcări, fix în zona de nord a municipiului Petroșani. Descoperirea a fost făcută de un trecător, iar mai mulți oameni care lucrau la reabilitarea unui acoperiș au văzut jos ceea ce părea un sac. Însă, abia când polițiștii au ajuns în zonă, au realizat că era trupul unui copil. Legiștii au stabilit că acest copil s-a născut mort, iar în astfel de situații, femeia care l-a adus pe lume ar putea totuși să nu fie pusă sub acuzare. Cercetările continuă în acest caz pentru a fi identificată femeia care l-a născut. Sunt 4 firme de profil care s-au înscris să participe la Bursa Locurilor de Muncă de la Petroșani. Toate au ca domeniu de activitate construcțiile și caută de la muncitori necalificați la cei care au calificări necesare acestui domeniu. Avem 4 angajatori care participă la bursă, dar avem 27 de locuri de muncă până în momentul de față, iar ca meserie avem muncitori necalificați, zidari, dulgheri, fierar, betoniști, lăcătuși și electricieni. Din păcate însă, cei de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă spun că prea puțini șomeri din cei 800 care sunt acum înregistrați au calificări și asta chiar dacă au vrut să organizeze și cursuri de calificare, însă nimeni nu s-a prezentat la ele. Cunoscând persoanele din evidențele noastre, ce pot să vă spun, că nu avem foarte multe persoane calificate, avem chiar puține persoane calificate pentru construcții. Ma sperăm ca pe lângă șomerii noștri să participe și alte persoane care au această calificare și nu se află în evidențele noastre. Sunt anumite cursuri pe care noi încercăm să le demarăm și nu reușim. De exemplu, încercăm acum și vom avea un vizor și un curs de zidar. Deci sunt meserii pe care sunt foarte solicitate și altele mai puțin.
Salariul în acest domeniu a crescut considerabil și la bursa, care începe în 14 martie la ora 9, sunt așteptați nu doar șomerii. Muncitorii calificați și necalificați în munca din construcții pot veni la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, în localitățile Deva, Hunedoara, Petroșani, Orăștie, Hațec și Brad, între orele 9 și 13. La ultramaratonul de la Polul Nord, bibliotecarul din Petroșani, Avram Iancu, a făcut o figură frumoasă, ajungând să fie cotat între primii sportivi din acest concurs. A trecut de prima parte a misiunii la Oceanul Înghețat și, potrivit organizatorilor, este pe locul 5 în clasament, parcurgând peste 245 de mile. Echipa care îl monitorizează pe românul din Petroșani ne ține la curent cu evoluția sportivului nostru și spune că Avram a dat tot ce putea ca să iasă de pe prima parte de la Ice Road și să doarmă la căldură în checkpoint-ul din Aclavic. A mers fără oprire circa 7 ore prin vânt, care cobora temperatura la minus 30 de grade Celsius. Tot acest efort a meritat 6 ore de somn la căldură, după care a pornit din nou pe Ice Road pentru încă 121 de kilometri până în Inuvik. Numărul concurenților s-a înjumătățit din cauza vremii nefavorabile, iar Avram Iancu este depășit în cursă de Didier De Costa, David Hirschfeld, Patrick O'Toole și pe prima poziție în clasament se află Paul Watkins. Proiectul prin care sistemul de alimentare cu apă și canalizarea vor fi îmbunătățite la Uricani va fi semnat vineri la sediul Societății de Distribuție Apei din Valea Jiului. Este un proiect extrem de important. Mâine se semnează încă o etapă a APA Serv, în sensul o nouă etapă a contractului de dezvoltare în Valea Jiului și mâine se semnează cele două contracte care vizează orașul Uricani. Este un pas mare înainte pentru rezolvarea problemelor din Valea Jiului. Proiectul este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și 85% din valoarea contractului reprezintă fonduri europene nerambursabile, 13% fiind bani alocați de la bugetul de stat, iar 2% reprezintă contribuțiile locale ale consiliilor locale și Consiliul Județean Hunedoara, pentru că se desfășoară în toate orașele Văii Jiului. Proiectul de modernizare a sistemului de canalizare și alimentare cu apă potabilă valorează 67 de milioane de euro. Fără TVA, iar zeci de kilometri de rețea vor fi reabilitați. Este vorba despre 44 de kilometri de rețele în toate orașele Văii Jiului, trei surse de apă, la Jieț, Polatiște și Izvoru, aducțiunea magistrală de la Valea de Pești spre Petroșani, stațiile de tratare de la Zănoaga și Taia și rețelele de distribuție din vestul Văii Jiului. De fapt, cu ele va și începe proiectul, investițiile fiind prioritare în Lupeni și Uricani. La bursa locurilor de muncă organizată la Petroșani special pentru lucrători în construcții, aproape 30 dintre cei 70 de oameni care au căutat de lucru și-au și găsit ceva. Sunt oameni ce au calificări, oricare nu au, dar sunt dornici să fie angajați. Alți 14 au și primit dispoziții de angajare și asta face ca bursa din construcții să pară un succes, mai ales că salariul minim în acest domeniu pleacă de la 3.000 de lei. Totuși, la sediul agenției din Petroșani au ajuns și oameni care nu prea voiau să lucreze sau nu găseau ce să lucreze. Ca de obicei, la astfel de evenimente, mulți se dau bolnavi. De lucru? Da, sunt cam bolnav și să mă duc până la medicină jos, la spital, să scot o adeverință. Adică ați venit să declarați că nu sunteți apte? Da, și sunt în ajutor social eu. Cât mi-a făcut ajutor social, că săptămâna trecută era să încăpăr și eu singur. Așa tot mi-e de rău, că sunt cam bolnav, am mai multe boli. Nu e nicio ofertă serioasă, nu? Ce ziceți asta? Meseria de agent de pază. Păi nu este. Agent de pază? Da. Dar e o bursă pentru construcție. Deci nu este. Și nu vreați în construcții? Păi dar nu am meseria asta. De 12 ani sunt agent de pază, da? La bursă au venit și femei, dar pentru ele e mai greu să-și găsească de lucru în acest domeniu. Nu, pentru că nu este pentru noi. Femei? Numai în domeniul construcțiilor, în domeniul... De cât timp sunteți în șomaj? Păi din 2017. Și n-am nicio speranță nici acum. Alții însă au venit mai optimiști. Aveți calificare? Da, electrician. Electrician? Da. Și sperați să vă angajați? Da, sper, nu se știe. Angajatorii au spus că oferă locuri de muncă în domeniul muncilor calificate, dar și necalificate, și că problema cea mai mare este legată de lipsa voinței, deși, de când a fost majorat nivelul de salarizare, parcă sunt mai mulți șomeri interesați.
Locurile de muncă pe care noi putem să le oferim sunt în construcții, toată gama de meserii care se pretează pentru constructori, începând de la muncitor necalificat, dulgheț, grav, fierar betonist, pavator. Se simte interesul oamenilor pentru, deja s-au făcut chiar în ultima săptămână în jur de vreo 6 angajări. Nu pot să vă spun, nu mă ocup de mult timp, dar simt, datorită și meserie, profesiei pe care am avut-o, simt că lucrurile se vor redresa și vor merge bine. Bine, salariul este foarte atractiv, că el se referă la salariul brut de angajare să nu fie sub 30 de milioane vechi, respectiv 3.000 actualmente. Este acesta un plus pentru oameni? Este un plus, este o motivație. Suntem în căutarea de templar universal, templar manual, în cadrul societății. Și găsiți oameni care să vrea să lucreze? Destul de greu și mai ales nu avem nici oferte prea multe pe piață. Până acum, din ceea ce am căutat, nu am găsit nimic. Bursa în construcție este prima organizată în Hunedoara, pentru că mai multe șantiere vor fi deschise în zonă, iar angajatorii au nevoie de muncitori. Un tren de marfă a deraiat joi dimineață în zona Ilia, după ce 5 vagoane din garnitura ce transporta hârtie au sărit de pe șinele de cale ferată. Este un tren particular ce aparține unei companii private și din cauza acestui incident, traficul feroviar s-a desfășurat pe un singur fir. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, pe magistrala 200 Arad-Simeria, la ieșirea din stația CF Zam către Câmpuri Surduc, județul Hunedoara, la kilometrul feroviar 526 plus 700 de metri, au deraiat 5 vagoane de pe linia de cale ferată, dintr-un convoi de 20, care aparțin trenului de marfă 30.684. Circulația feroviară se desfășoară pe un fir pe M200 Arad-Simeria, până la remedierea problemei. Vagoanele sunt descoperite, încărcate cu role de hârtie și nu prezintă alte pericole. Ultimul incident similar a avut loc la finele lunii decembrie, înainte de Crăciun, când un alt tren de călători a deraiat în apropiere de Ilia. Între stații feroviare sub Cetate și Petroșani s-a impus atunci măsura de transbordare a călătorilor cu mijloace auto. Elevi și profesori din Ungaria, Polonia, Portugalia, Estonia și Italia sunt în aceste zile alături de elevii din Petroșani, iar sportul a fost folosit în acest proiect tocmai pentru a arăta că granițele nu există deloc. Parteneri sunt cei din școala Igheduca din Petroșani și proiectul ce poartă numele Like the Nature, Tradition, Sport, Music a ajuns la etapa în care s-a vorbit despre sport. Întreaga acțiune s-a desfășurat la sala polivalentă, unde, de la mic la mare, cu toții au intrat în diverse competiții. Acțiunea de astăzi este Erasmus Plus Childhood Cup, Cupa Copilăriei Erasmus. Este ziua dedicată sportului. Cum am spus, proiectul nostru are 4 teme: natură, tradiții, muzică și sport. În fiecare zi din această săptămână am avut o zi dedicată uneia dintre teme. Această zi este dedicată sportului. Vom avea un concurs inedit cu probe tip Ducatlon, dar avem și cu copiii noștri o surpriză pentru partenerii noștri străini. Cei implicați în proiect au făcut demonstrații sportive, au organizat un bal al bobocilor, au vizitat cetatea din Deva și Castelul Corvinilor, iar elevii și profesorii din aceste țări partenere vor avea de învățat unii de la alții despre prioritățile învățământului, vor putea alege metodele cele mai bune de predare-învățare și vor lăsa copiii să socializeze, acesta fiind unul dintre cele mai bune exerciții prin care își testează cunoștințele de limbă engleză. Aproape 20 de milioane de lei ajung să fie investiți în Valea Jiulei, la Urican și Câmpului Neag, într-un proiect ce va scăpa partea de vest a Văii Jiulei de problemele legate de apă. De altfel, primarul Dănuț Buhăescu, prezent la semnarea contractului de finanțare, a și spus că acesta va scoate la liman orașul, pentru că în anumite zone, canalizarea și aducțiunea apei au creat mari probleme. Noi în oraș știm cel mai bine, erau probleme în mod deosebit cu canalizarea. Și mă bucur că au fost introduse și a avut loc în proiect acele zone care erau mai sensibile, mai greu de gestionat și sunt convins că în urma
implementării, sperăm în condiții excepționale a proiectului, acele probleme vor dispărea. Proiectul prin care sistemul de alimentare cu apă și canalizarea vor fi îmbunătățite la Uricani a fost semnat la sediul Societății de Distribuție Apei din Valea Jiulei, alături de toți cei care s-au implicat pentru realizarea lui, iar un rol esențial l-a avut echipa condusă de Monica Tarcea. Avem nevoie de contractul de pe Uricani să se desfășoare în bune condiții și cu o colaborare foarte strânsă cu proiectantul, supervizarea, managementul nostru și cetățenii orașului Uricani care vor fi personal afectați până vor beneficia de serviciile ce rezultă din aceste investiții, vor fi afectați de lucrările care se vor desfășura în Uricani. Promitem domnului primar și Consiliului Județean că vom monitoriza lucrările care se vor desfășura în Uricani, vom face publicitate la lucrările care se vor executa acolo și vom cere permanent sprijinul dumneavoastră presei, televiziunilor pentru a informa stadiul evoluției lucrărilor și a ne cere permanent scuze pentru tot deranjul. Sunt două părți în care se împarte acest proiect. Pe de o parte este vorba despre reabilitarea rețelelor de apă și canalizare din Uricani, proiect în valoare de 13.617.144 de lei, care vizează 7 km de rețele, iar pe de altă parte, extinderea rețelei de apă din Câmpul Uinag, a cărui valoare este de 4.547.428 de lei. Aș vrea să vă mulțumesc vouă, celor de aici de la APASER, fiindcă am spus-o peste tot unde am fost și o voi spune în continuare că mi-aș dori și la Consiliul Județean să fie o echipă de implementare, cum este cea de la Petroșani și în frunte cu Monica Tarcea, vă felicit pe toți cei de la OIP pentru că voi ați fost baza care ați făcut ca acest proiect să fie implementat, să se facă. Proiectul va dura 21 de luni, dar la final toate obiectivele vor fi atinse, iar oamenii din această parte a Văii Jiulei vor avea apă la standarde normale. Protestul național denumit generic și EUH pentru a sublinia lipsa autostrăzilor din România a prins și în Valea Jiulei. Mai mulți oameni de aici s-au raliat acestui îndemn și la ora stabilită, adică 15, au întrerupt lucrul. La fel s-a întâmplat și la Căsuța Albastră, locul în care nici spălătorii auto, nici servisul nu au funcționat timp de un sfert de oră. De la ora 15 minute, suntem alături de ei, vrem și noi autostrăzi din țara noastră, vrem să meargă lucrurile mai bine. De 30 de ani totuși zic că nu s-a prea făcut nimic, așteptăm totuși să se facă ceva și pentru copiii noștri, dacă noi nu vom mai reuși să prindem. Și dacă mii de oameni au acceptat să se oprească din lucru azi, trebuie precizat că și președintele Klaus Iohannis a anunțat că susține protestul de 15 minute. În legătură cu protestul de astăzi, de la ora 15, vreau să știe protestatarii că sunt alături de ei. Și eu, a declarat Klaus Iohannis. Omul de afaceri Ștefan Mandachi, inițiatorul protestului Și eu, inaugurează în localitatea Cumpărătura, județul Suceava, la ora 15, primul metru de autostradă construit în Moldova. Zeci de firme, primării, echipe sportive, personalități, sindicate, dar și persoane fizice au anunțat că participă la protestul România vrea autostrăzi și au întrerupt activitatea timp de 15 minute, azi la ora 15. Vremea nefavorabilă încă ține pe loc constructorii drumului din Parâng. O spun cei care au primit asigurări că lucrările ar putea să înceapă, însă până ce va veni primăvara cu adevărat, constructorii sunt sfătuiți să-și finalizeze organizarea de șantier. Săptămâna aceasta trebuia să înceapă. Condițiile meteorologice nu au putut lăsa operatorul să lucreze, dar încă o dată am avut discuții cu dumnealor și noua conducere spune clar că în anul 2019 drumul va fi finalizat 99%. Pentru că nu au funcționat conform graficului, au fost mari discuții pe tema construirii drumului spre Parâng, iar în februarie firma Strabag a concediat în bloc echipa cu care trebuia să pornească lucrul. Situația a fost generată de discuțiile legate de termenele ce nu au părut a fi respectate și tocmai din acest motiv, acum va fi o nouă echipă ce se va angaja să termine lucrarea de construire a drumului dintre Cabana Rusu și Parâng în timpul convenit la momentul în care s-a semnat contractul. Acesta a fost semnat la finele lunii august a anului 2019.
2018 în munte și sunt 3725 de metri de reabilitat, iar lățimea părții carosabile va fi de 4 metri. Artera va traversa chiar și părți ce vor intersecta pârtia de schi, va avea 4 km și jumătate de rigole betonate care vor drena apele. 23 de podețe și pe 2 km și 200 de metri va fi construit un zid de sprijin, totul la suma de aproximativ 17.308.917 lei. Profesorul George Litarcek a încetat din viață. Anunțul a fost făcut astăzi de Raed Arafat, care a scris la ora prânzului că profesorul Litarcek a fost dintre primii care au sprijinit dezvoltarea medicinii de urgență în România. Alături de profesorul Mircea Chiroianu au dat dovadă de viziune și au făcut mult ca eforturile dezvoltării medicinii de urgență, a SMURT și a unităților de primiri urgențe să fie încununate cu succes. Medicina românească a pierdut unul dintre cei mai valoroși oameni pe care i-a avut până acum. Este o veste tristă, profesorul fiind petroșănean, iar echipa noastră l-a intervievat de mai multe ori de-a lungul ultimilor ani. Ne-a vorbit de fiecare dată despre dragostea sa pentru Parâng, a zburat cu parapanta și ne-a dat mereu lecții de viață. Membru de onoare al Academiei Române, membru al Academiei de Științe Medicale, al Academiei Oamenilor de Știință și președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, cetățean american de origine germană, profesorul dr. George Litarcek se rătrăsese de ani buni la Petroșani, într-un bloc turn din care, așa cum ne-a mărturisit, vede orizontul, munții, și ne-a invitat și pe noi să-i savurăm priveliștea. Ar fi putut să locuiască oriunde în lume, însă aici e locul în care se retrăsese să-și scrie memoriile, ori ultimele cărți de studii. Când l-am întrebat de ce, a zis să aruncăm o privire pe geam și să ne uităm în jur. Era cetățean de onoare al municipiului Petroșani și un extraordinar medic, fiind numit Părintele Anesteziei în lume. Dumnezeu să-l ierte! Ultimul miel care s-a născut în ograda unui cioban care își păstorește turma într-o deschizătură a munților pe Jieț a venit pe lume vineri dimineață. Și oaie, și nu mai trebuie altceva. A fost o reală bucurie pentru domnul Gheorghe Cioarcă, oier, pentru care munca în acest loc este mai mult o relaxare. Iubește tot ce îi oferă turma sa de mioare și pentru sărbătorile pascale nici nu a avut nevoie să se gândească cui să-i vândăm ei. Lumea se oprește atunci când pleacă spre Transalpina, pe la el prin fața ogrăzii, îi filmează oile și apoi tocmește cât un miel. Lucrurile sunt foarte bine pregătite, sunt foarte mulțumit că am primit rezultatele după care m-am așteptat. Le-am făcut în așa măsură ca să fiu pregătit cu miei la greutatea normală de Paști. Cât vor ajunge ei? Păi la greutate să fie în jurul la 12-14 kg. Eu aici nici nu am cât să cere. Vă dați seama că sunt într-un trafic aici în care n-am cum să... Nici nu pot să fac față. Dar sunteți un caz fericit, pentru că de regulă oamenii se plâng că nu au unde să-și vândă produsele, miei, brânza. Dar cum vedeți dumneavoastră, toate lucrurile mele după cum le faci. Ultimul miel a fost fătat chiar când echipa noastră se afla în gospodăria omului. Nu a durat mult și micuțul, o mielușică alb cu negru, s-a pus pe picioare și a subt. E un miracol pe care noi orășenii nu îl putem trăi foarte des, iar nea Gheorghe a fost la fel de încântat să ne aibă în preajmă în această zi, pe care a numit-o ultima din perioada fătatului. Îmi pare bine că ați fost și prima dată, ați văzut când a început fătarea și când s-a terminat. Chiar o să vedeți și miei ultimii care i-au făcut chiar azi noapte. Cum e? Ultime. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră ca muncă? Satisfacție. Totul satisfacție, o plăcere. Pentru că ceea ce am dorit, mi s-a satisfăcut. Deci am avut tot ce am avut pus în plan și după cum vedeți, și timpul, și cum ați văzut atunci, în ce timp a fost și cum e acum. Mulțumit. E asta perioada în care simțiți că merită să fiți fermier? Într-un fel, da. Ciobanul spune că adevărații crescători de animale sunt cei care trăiesc numai pentru ele. Nu agrează ideea turmelor foarte mari și chiar contestă subvențiile care îi fac pe fermieri să se gândească doar la profit. Eu aș renunța la toate profiturile de la stat. Da. La subvenții? La subvenții. De ce? Pentru că sunt timpurile dinainte, că atunci am fi exact aceia oameni care țin animale. Exact aia care țin animale, nu ăștia alți falși. Deci subvențiile încurajează oarecum? Subvențiile ține. O să vadă cine țin, cine ori ținut și cine țin. Eu am avut 50 de oi și atunci am și acum. Cine nu a avut oi și nu știe de oi, el are sute de oi acum și bucuria asta este.
Nea Gheorghe spune că felul în care el îngrijește mica sa turmă, dragostea pentru animale și modul în care se gospodărește îl fac popular în zonă. Lumea se oprește în bătătura lui, îl întreabă de sănătate și cine a vrut deja și-a tocmit mielul din ograda sa. La piață nici nu mai merge, îi va crește pe toți cu produse din curte, fără concentrate și la final și el e mulțumit, dar și clienții lui. Ca să profite de ultima zăpadă, în Parâng, bicicliștii sunt invitați să pedaleze pe zăpadă. Le este pusă la încercare îndemânarea de bikeri, priceperea și chiar și pentru căzături vor fi apreciați și premiați. Asta spune Erica Șanta, cea care a organizat alături de Răzvan Marica, un antreprenor în turismul din Parâng, această competiție inedită. Nu-ți trebuie decât o bicicletă bună și mult curaj. Ne-am gândit că este binevenită o acțiune și pe partea Petroșaniului. O cotez ca o mișcare, ca ultimă mișcare pe zăpadă și invităm pe toată lumea să vină să se distreze, să ne ia premiile și să se simtă bine alături de noi în stațiunea Parâng. Mișcarea pe zăpadă, pe bicicletă, este un soi de mișcare care invocă entuziasm, distracție în primul rând. Cu toții știm că nu e ușor să pedalezi pe zăpadă, așadar îi așteptăm pe cei care vor să se distreze, să cadă pe zăpadă. Avem și un slalom, nu doar o cursă, în care vom premia cele mai bune sărituri. Acțiunea este una inedită și se desfășoară pe 3,4 km în zona pilonului 17 al telescaunului, pe Slima, stația meteo și înapoi, acolo unde vor fi amenajate și trambuline și zone de slalom cu bicicleta. Cei care vor participa recunosc că nu este deloc ușor, că s-au antrenat chiar ani de zile pentru competiție. Ușor nu va fi pentru că zăpada depinde cum va fi vremea. Dacă va fi puțin soare, ea o să se mai topească și va fi puțin cam greu, dar acum trecem și peste astea. E mult de muncă. E foarte multă muncă și, în primul rând, trebuie să ai și bicicletă adecvată pentru sportul ăsta. Cu o bicicletă normală nu se prea poate concura, că e greu. Cât de mult a durat un astfel de antrenament ca să poți să ajungi acolo? Ani. Ani de zile. Voluntarii spun că acțiunea va avea și un scop umanitar și, la final, toată lumea va face curățenie la munte. Mă bucur că pot să particip ca voluntar la această acțiune, pentru că am înțeles că donațiile vor face ca zona din jurul IEFS-ului și a telescaunului să fie ecologizată. Îmi place să fiu în preajma bicicliștilor, să-i prind în ipostaze inedite și mai ales acum pe zăpadă, mai ales că noi și mergem pe zăpadă, cei de la San Montan. Concursul are loc în Parâng în 16 martie și primul start se dă la ora 11, premiile urmând să fie date pe categorii de vârstă și sex.